Salutare! Salutare! Da! Ne mai salutăm o dată azi, că așa îi stă bine. Nu prea am fost mult online pentru că am fost foarte prinsă cu lucruri, dar ne mai salutăm pe ei. La Loredana, bună ziua! Andrei Spătaru, salut. Flo. Georgiana. Marina, Paula. Bravo vouă. Uitați aici. Sâmbătă, o zi frumoasă de vară. Afară e cald. Foarte cald. Veronica, salut. Ce prea ai de o femeie care se dezbracă repede? Acum, cu cât se dezbracă mai repede, cu atât se uită mai repede. Clar, când nu lași mister unui bărbat, îl plictisești. Bărbatul iubește femeia misterioasă, care, da, se dăruiește încet cu încet. Căci dacă le faci pe toate odată, nici dracu nu mai e curios. Grațiela, bună ziua, doamnă! Daniel Florin, salut! Ilie. Pentru varice cât costă? Pentru varice este ăsta, Maria Preșca. Și costă 500 de lei. Se ia, într-adevăr, două capsule pe zi, zi de zi, pentru varicele urâte, inestetice, pentru picioarele care dor și pentru o circulație greoaie. Da? Desfundă vasele înfundate, le dă drumul și reface elasticitatea pielii și frumusețea. Deci deschide pielea pentru că sângele și epiderma este vascularizată. Da? Îi pentru vasele urâte și inestetice. Toți cei ce au luat, mai ales bărbați, că și bărbați au luat, au mai cerut, am ca mai punem două, trei, mai punem două, trei, pentru că continuitatea este mama succesului. 500 de lei costă și sunt pentru o lună, pentru care 60 de capsule se ia două pe zi. Da, Nicoleta, salutări! Costi, bună ziua! Bună ziua, Maria! Nico! Adrian! Sabina! Tudor! Ia să vedem! Ești minunată, te ador! Dacă m-a lăsat, ce să fac eu? Să te îmbraci frumos, să îi mulțumești la Dumnezeu că i-a dat putere să te elibereze, să nu te mai întorci niciodată acolo unde nu ai fost înțeleasă, servită sau, bineînțeles, îmbrățișată și iubită, și să avansezi. O femeie avansează prin durere, e logic, avansează pentru că nu o mai vor, dar asta nu înseamnă că mor caii când vor câinii. Și atunci, cum poți să dai peste cap trecutului cu succes? Pentru că nimeni nu-ți arată succesul. Nici tatăl tău și nici mama ta și nici frații tăi. Avansezi. Cum? Bineînțeles, cu o variantă mai bună ca tine. Ca tine din ce ai fost ieri. Căci astăzi știi că durerea schimbă și reface cu o minte nouă. Că dacă nu, râde ăla de tine și zice, ia de ce am lăsat-o. Ia că nu poate. Ia că-i praf. Și are dreptate. Dar dacă te vede că ești bine, siluetă, pozitivă, mă înțelegi? Fresh, cu un accesoriu, zâmbind, îi stai în mărul lui Adam. Nu mai poate înghiți. Dar când vede că ai căzut ca o plămădeală, îi dai dreptate. Bună ziua! Ce să faci? Succes să aduci în viața ta și abundanță. Adrian Costea, bună! Gina, bună! Vreau și eu o cremă de pete. Angel Mariana, crema asta este o cremă pentru pete. Și da, este o cremă pentru petele urâte, maronii, persistente și de soare. Este o cremă care îți dă un start, mulțumesc Livia, feței tale, tenului tău, da? Și fizionomiei tale. Pomeți luminați, frunte,
Păi o frunte curată este o frunte care schimbă poziția luminii. Pentru că, uite, eu aici, acolo sus, am nu știu câte cristale. Dar dacă te uiți, vezi, se reflectă în fruntea mea. Pentru că fruntea mea e curată și fruntea mea este iluminată. Și nu are pete. Așa că un ten curat, da, reflectă în lumina de sus, că doar nu de jos. Da, costă 250 de lei deocamdată. Și este o cremă sigură, doar dacă ai pete. Mă suni, ți-o trimit să te albești. Pete urâte, atenție, pentru petele urâte, maronii, persistente și de soare. Da? Deci o trimit oriunde în lume, este o cremă sigură. De asta se dă strat subțire seara pe pete. Dimineața te trezești și te speri cu apă curată din abundență și dai cu o cremă 50 SPF plus. Plus o cremă hidratantă. Bună, îmi zice o doamnă. Mulțumesc pentru cadouri, Livia Leu. Mulțumesc. Doamnă, să vă dau urmărire. Ba, avea ai urmărire. Bună ziua, pentru coșuri ce aveți, vă mulțumesc. Săpunul și spray-ul cu argint coloidal. Săpunul este pentru bacterii, pentru fungi, pentru ciuperci, pentru vopor dilatați, grăsime și sebum. Ce face? Rezolvă, da, porii dilatați. Nico, mulțumesc. Rezolvă foarte mult, da, acneea și lucrează din interior spre exterior, căci săpunul cu argint coloidal va penetra pe al tău pH al pielii și va curăța profund porii dilatați. Ce dă coșul, porul dilatat? De unde vine? Din cauza unei, sigur, grăsimi excesive, care pe partea hormonală, care e fața, da, și părul, mai apare în cap miros și în față coșuri. Și cu cât e mai cu sebum, cu atâta coșurile sunt mai urâte. Și după ce pui mâna, că normal că pui că și eu pun mâna, dar rămân pete. Grijă! Prima dată rezolvăm acneea. Cu spray închidem porii cu argint coloidal, pentru că o picătură are trilioane de particule de argint coloidal. N-ai tu probleme pe față că te poate ajuta spray-ul. Și după aia, bineînțeles, tot eu, că n-are cine ți da, îți dau crema de pete. Da? După ce rezolvăm acneea. Că nu poți să rămâi cu atât năcaz pe tine. Nu zic că nu o să-ți mai iasă pe coșuri, dar cel puțin prin săpun le deviem să-ți iasă pe fund. Mai înțeles ce spun? Și asta zic că dacă ai un gonococ, un streptococ, care sunt urâte, delea din familia urâtelor, care se instalează bine în membrana stomacului. De-aia. Adică unghiuroase. Etică. Ai fond de ten aplicat Anca? Eu acum am protecție solară și un rozulică frumos așa pe față. Da. Așa. Ești o frumusețe dulce. Ia să vedem. Bună ziua. Laptele de dimineață. Bună ziua, doamnă frumoasă. Botișoana, bună ziua. Ioli, bună ziua. Ai fond de ten aplicat Ancuța. E o doamnă care se repetă. De potență ai ceva? Am două piese. O piesă care îi germană, care îi fit line man. Ți-o arăt că nu-i problema. Așa. Și este pentru testicole. Deci acest fit line man are testosteronul care se găsește în testicol și ajută, ce dă memorie, continuitate și rezistență în pat, căci dacă nu investești în mădularul tău, nu se spală. Deci noi putem veni să dansăm din buric, să putem face șarpele lui pește prăjit. Nu se scoală. De ce? Pentru că nu mai are memorie. Și nici continuitate și nici rezistentă, că n-are ce-o trezi. Eu pot să fiu frumoasă, cu toți dinți în gură, să-ți dansez, să te suc de dimineață. Nu-i forța cu care să ține testosteronul mușchiul. Și atunci trebuie să investești. Așa, e produs german, nu-i datoria mea, e un produs german care se pune 3 cupe dimineața când te trezești, după ce mănânci, se amestecă și se bea. Ce face? Da? Ajută și dă rezistență în pat. Că n-ai ce să faci. Că decât să-ți spună că ești potent, mai bine te duci de reacole cu tătul. Așa, ești minunată. Anca, nu acceptă pe Șoșoacă, am prins o discuție în trecut, Șoșoacă nu vrea să slăbească. Ia să vedem. Bună ziua, cât ați spus că costă crema de firișoare de peten? Deci nu, doamne, eu n-am cremă. Monogenul rezolvă vinișoarele urâte de peten. Așa, bună ziua, eu am pată de la o venă pe picior. Da, aia ți se duce cu
crema de pete, se dă local. E bună pentru vitiligo? Nu, aia n-are legătură cu asta. Pentru vitiligo te ajută foarte bine uleiul de cannabis. Ce frumoasă dantură aveți! Unde se pot vedea toate produsele despre care vorbiți? Pe pagina mea. Dacă intri pe pagina mea aici, scrie www.onirichardson.ro și apeși acolo și intri direct în, da, pagina mea. Pot să scoți puțin filtru, te rog? Da, și să mi-l pun pe pizdă. Da, scuze că sinceră, da? Îl scot de acolo și mi-l pun pe clitoris. Așa, eu iau colagen și roza și iar ne certăm. A tău e mușed și a meu e roza. Filtru, acolo, da, pe bobaia. Da. Am o limbă roza. Pot să scot filtru? Muie. Da, îl scot. De unde să-l mai scot? Oare filtru? Așa. Așa, ce protecție folosești tu? Eu, 50 SPF+. Când mă trezesc dimineața, mă sper cu săpunul cu argint coloidal. E logic, că n-am arătat niciodată mai bine decât acum. Și mă dau cu crema 50 SPF+, pentru protecție solară. Dacă cumva, Doamne ferește, aflu că am un cancer, mă spăl pe față cu săpun cu argint coloidal, mă dau cu protecție solară 50 SPF+, și mă întorc dracului în pat să zac. Cu ce dăm? Cu crema 50 SPF+. Bun, că și cancer și perepătate e prea mult. Și atunci le mai diminuăm. Regula 1. Ne albim, să nu lăsăm să ne păteze fața, decât să dăm cu cremă 50 SPF+. Așa, ai 60 de ani. Nu, am 60 de ani. Să știi că am 41 de ani, dar 60 de ani, porcă poate e mult să trăiesc, să știi. Ia să vedem. Angela, te salut. Avem probleme, da, cu bărbații. Care bărbații? Ai agendă? Doamne, mi-ai luat-o înainte. Așa, ce ai făcut pentru a da kilogramele jos? Disciplină, continuitate. Când mă apucă lăracii de foame și vreau să mănânc mult, îmi deschid frumos o proteină, da? Spun ce fac, ca să mă întreb. Așa, pentru că exemplele bune, da, se copiază. Deschid o proteină și îmi iau o cupă din asta și o pun în 200 de grame de apă, o mestec și o beau. Nu. Și acum, am sunat-o pe maică mea și am zis, adun niște mici. Pe urmă am stat înapoi și am zis, nu, adum două ochiuri cu cârnați de mangalița. Pe urmă am sunat-o după 2 minute, iară nu, nu face aia. Și o zis, mic, auzi, ieți o proteină. Și au avut dreptate, mi-a luat o proteină. Deci să nu iau razna, ia-ți-vă o proteină. Deci clar, când te apucă nervii și vrei să mănânci, că vezi că așa, atunci ia-ți o proteină, pentru că e sigură. Și am înghițit o proteină și e perfect. O sun pe maică-mea după 8 ore. Cam atâta ține proteina, între 6 și 8 ore. Citim mai departe. Bună, am nevoie de urmăritori. Bună ziua, ce ai făcut pentru a da kilograme în plus? E o doamnă care se tot repetă. Bună, am nevoie... Așa, așa. Și cât costă? Monogenul costă 500 de lei, brățări, așa, pentru a slăbi. Mulțumesc frumos. Pentru varice, ce aveți? Monogenul, care este produs german și este sigur pentru varice, doar dacă ai varice urâte și inestetice, care îți îngreunează circulația și sunt urâte și îți ia din încrederea ta. Așa, continuăm. Ha, ce tare ești! Ai spus că nu minți, dar exagerezi cu produsele care nu au atâtea proprietăți. Nu știu dacă am spus că o cremă de riduri are inulină, centela asiatică, elixirul tine, cupru, calciu, siliciu, zinc, e pentru că asta are. Acum, că aceste proprietăți, n-ai auzit de ele tu și nu vrei să le recunoști, nu-i treaba mea. E o doamnă care insistă să fac... Chirească Dumnezeu! Ancuța, iubita Domnului! Hai să dăm un meci, cu toate că mă bați, că tu ai forță. Da, dar nu vreau să te bat, vreau să ne cunoști. Așa. Ia să vedem. Da, dăm invitație, doamnă. Gata. Ce faci, Mimi? Ce să fac, iubita mea? Uite, mă chinui să câștig un ban și eu aici pe TikTok. Da, cel puțin e sinceră, da. Interesant. Exact. Te apreciez foarte mult, Anca. Ești o femeie puternică și ești o femeie binecuvântată, să știi. Câți ani ai, Nino? 46. Mm-hmm. Da, tânără. Păi...
A doua vârstă, să zic așa. Da, așa este. Te felicit pentru modul tău în care gândești despre Dumnezeu. Dar eu nu gândesc, că nu-mi permis să gândesc ca el. Eu, știi, imit și ajut și citesc, mă ajut prin Biblie. Nimic Aia spun, nu dă aia mai spun. multă inteligență și înțelepciune ca și Biblia. Iar inteligența este singurul lucru Amin. care trebuie cerut. Aia spun că am urmărit acel video al tău în care ai spus că tu nu crezi în moaște. Și am apreciat foarte tare pentru că ai vorbit biblic. Da, exact. E ușor să citești acolo. Da, Ai copii, dar Nina. am patru copii, da, doi gemeni. Bravo. Vai, ce ai tu, n-are nimeni. Un băiat și o fată de 9 ani sunt gemeni, da. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și ești tot cu soțul? Da, cu soțul meu, sigur, sigur. Bravo, bravo. Da. Nu-i ușor, dar când te încrezi în Dumnezeu, zice că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Toate, inclusiv alea rele, tot spre bine lucrează, pentru că noi îl iubim pe Dumnezeu. Ce religie ai? În fine, că nu-i nici normal să întreb asta. Să zic că m-am botezat la penticostal, dar nu urmez batic, fustă și urmez doar pe Hristos și Biblia. Da, pe un botez ca și în crezul, cred într-un Dumnezeu, mărturisesc un singur botez pentru iertarea păcatelor. Și atunci e bine ca să-l faci tu după, sigur, vârsta de 18 ani, căci atunci știi ce faci. O botezul mic de la 6 luni sau 9 luni, sigur, care îl fac părinții ca și tradiție, nu este valabil în fața celui preanalt. Pentru că ești dus inconștient și ești dus de părinți în brațe. Dar este o tradiție care după un timp îți dai seama că nu te-a întrebat nimeni nimic, știi? Tap, 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 vă rog frumos. Corect, așa este și eu cred că un copil mic, în primul rând, nu are credință și zice Domnul Hristos, cine mă mărturisește cu gura ajunge la mântuire. Or, noi, oameni mari, îl mărturisim cu gura ca să ajungem la mântuire, că un copil mic nu poate să-l mărturisească pe Hristos. Altcineva decide pentru el. Nu? Adică nu este copilul care decide de astăzi, eu îl urmez pe Hristos ca Domn și Mântuitor și îl mărturisesc cu gura. Da. N-are cum un copil mic. Da, de asta să zice, repet, că mărturisesc un singur botez într-o iertare la păcatul, aștept învierea morților și viața veacului ceva să vină, amin. Așa e. De fapt, crezul și simbolul credinței, care este o piesă interesantă, în dezvoltare. Mimi, te pup, rămân aici pentru că am foarte multe întrebări de răspuns pentru anumite produse pe care eu, la rândul Mea, meu, știi, îi o am. femeie de afacere de succes, te Sunt îmbrățișez pentru că și nu îți pot fără doresc. cei ce mă urmăresc, pentru că tot timpul le flutur adevărul. Tot timpul. Tot timpul mă preocup să-l. Da, pentru că la unii oameni nu le pot spune că au fost mințiți. Deci nu le pot spune pentru că nu cred. E mai ușor să-i minți. Și atunci eu tot timpul le spun adevărul pentru că e greu. Că piața asta e plină de Să știi minciuni. că ai și mulți hateri din cauza asta, dar ești o luptătoare. Eu mă bucur, pe mine mie îmi plac mai mult ăia lalți decât ăștia lalți, că ăștia lalți sunt oameni care își dau lor și cei ce își dau lor, dau și Farisei. altora. Iar cel neputincios și limitat îl va discuta și pe tată sau și pe măsa. Da, pentru că ei nu fac nimic. Ei asta fac. Corect. Să le spui oamenilor tăi să-mi dea și mie o distribuire, nu o distribuire, un follow, pentru că postez foarte mult pe profilul meu lucruri interesante despre Dumnezeu și cred că face bine sufletelor noastre să citim despre Dumnezeu. Nu chestii religioase, nu, chestii pentru suflet, hrană pentru suflet o numesc eu. Da? Da. Da, am înțeles. Te pup, Doamne ajută! Stai că O acum zi sunt binecuvântată, 6, Doamne 5. ajută! Da. Dumnezeu ajută întotdeauna când știm să Amin, găsim amin. Noi cuvinte. să cerem că primim. Da, cere și te va da și să te compoți ca și cum ai primit. Amin. Pupici. Te pup, draga mea. Da, e o femeie tânără, de 46 de ani, am înțeles că are 5 copii sau 4, cât a spus, dar nu a mai putut, n-a mai putut, e de treabă, e ok, nu-i problemă, dar când o văd cu ochelarii ăia, groaznici, nu mai poți vedea. Deci, când vezi o pereche de ochelari, atâta de groznici,
Uitați diferența. Nici nu zici că am ochelari. Mulțumesc, ele. Deci, dacă ai părul negru, jumate nevopsit, nu se poate, mă. Nu se poate. Lasă-mă în pace. În fine, mă abțin. Continuăm. Femeia, e ok, de treabă, dar e greu să te uiți. Nu, nu, nu. Păi stai un pic, că ești la un public. Vino cât de cât. Cât de cât. Mai bine să te întrebe, ți-ai pus filtru cât ești de frumoasă, decât să... Așa, să vedem ce proteina. Nu, nu, se balans. E pentru diabet. Așa, de unde sunteți? Bună ziua! Lasă-ne! Cam grasă, nu știu cine e grasă. Ce faci, doamna Ancuța? Cât costă crema de pete? Crema de pete costă 250 de lei și este aceasta și este într-adevăr o cremă pentru petele urâte, maronii, persistente și de soare. Ia să mai citem. Ceai de sălcăcită, nu știu ce îi. Așa, Ancuța, ce frumoasă sunteți, de unde sunteți? Din Năsăud. Bravo, Anca, puterea este în noi înșine. Da. Bună ziua, Ancuța. Ești minunată, peticostalii sectari, adică păgâni, unii așa sunt, e adevărat. Am patru fete de 8 și 2 ani și gemeni de 6 luni. Niciuna nu este botezată și nici nu am de gând. Da, domnule Cristian, pentru că e bine ca ele, la rândul lor, să accepte un botez când îl cunosc și îl citesc pe Biblia, bineînțeles, că doar n-a citit cartea mea. Tavia, sărumâna, te urmăresc mereu. Iisus a fost dus la templu pentru a fi binecuvântat. Botezul l-a făcut pentru a da examenul. Păi nu a fost dus, că s-a dus. De ce? Altă pocăită. Așa, bună ziua tuturor, îmi zice Sele. Bună, tanti, ce faci? Domnule Victor. Da, Victor Negrescu. Am înțeles. Da. Tanti, du-te dracule. Că mă enervez cu tanti. Așa, Marcel Drăgan. Să mai citim o dată. Viorica, ai ceva pentru ridicarea ploapelor? Mulțumesc. Operația, care eu nu ți-o pot face. Și eu, după vreo 7 ani, că acum nu am nevoie de operație, dar după 7 ani, când toate lucrurile cad și gravitația pielii este alta, bineînțeles că mă duc de aici, că nu cred în laser și să-mi arde pielea să-mi o întărească. Să-mi iei asta când va fi la vremea ei. Acum n-am nevoie, că nu mă omor de vreme. Aia o recomand frumos să se desfacă, că aici oricum nu se vede și continui viața. Așa, îmi zice o doamnă, de ce o bârfești? Nu, eu am spus că femeia este ok, dar ochelarii ăia, care ieșau din profil până aici, mi-a fost greu să-i văd. Atâta tot. Am vrut să-i zic că mă tremura mușchii, să-i arunce la leacuri la gunoi. Nu, atâta tot. Asta e diferența între un om actualizat, cu Dumnezeu, că doar nu cu dichiduță, și una care, da, nu știe unde să uită. Mai înțeles? Nu, bun, atâta tot. Atâta tot. Deci avea bani pentru un lucru bun, nu pentru biciclete. Mari delea, de pompe funebre. Păi tu ești frumoasă ca întotdeauna, da, dar tu îți permiți, pe ce are una cu alta? Ăștia costă 200 de lei. Eu îmi permit pentru că pe mine mă interesează. Înțelegi? Da, pe mine mă interesează lucrurile fine, doamnă. Mă interesează, scuză-mă. Mă interesează. Da? Nu discutăm de inteligență, nu discutăm despre binecuvântări, discutăm despre alegeri. Și alegerile pot fi discutate. Nu le judec, că nu-i cresc cu copiii. De drag, e ok femeia, dar niște biciclete și cu 2 cm de păr alb în cap. Da, și părul ți lung. E neîngrijită doamna cu 5 copii. Nu contează, că nu, e neîngrijită. Așa, Anca acum nu critica atâta poate, dar nu vorba că atâta poate, nu e vorba de critic. Nu e vorba de critică. E vorba că o femeie inteligentă se mișcă pentru a îmbunătăți, pentru că are 5 destine. Imaginează-ți că toți au nevoie de ochelari. Câte biciclete sunt acolo? Nu-i bine. Și eu am nevoie, dar discret. Dacă mâine vor fi mai discreți ochelari ca ăștia, eu îi schimb. Pentru că mă interesează, măi oameni. Da? Așa. Doamna Ancuța îi cunoaște pe Iamil
Bărbații se uită după femei frumoase. Bărbații se uită după femei frumoase? Nu. Femeile frumoase nu au trecere în fața bărbaților. Se uită după femei care le pot manipula. Da. Un bărbat întotdeauna va sta lângă o femeie care o poate manipula. Femeile care au întrebări și ei nu au răspunsuri, le vor ocoli. Pentru că un bărbat e limitat din toate punctele de vedere față de o femeie pregătită. De exemplu, eu la 41 de ani, eu numai când mă uit la tine, eu știu tot. Că nu te întrebi să nu fut creierii. Dar eu știu. Pentru că nu te întreb dacă nu știu. Iar dacă știu și ai răspuns altceva, te mai întreb de două, trei ori și mi se ia de tine. Și așa că nici ca mine nu-i bine. Că ia, ca mine ești singură. Fii binecuvântată, Ancuța. Salut, Viorica. Mulțumesc. Viorica, ai ceva pentru ridicarea beton a sculei? Da. Vezi un bărbat când zice Anca, am nevoie. Ăla e un om vitecat. Anca, nu mi se ridică. Corect. Deci ăsta e fit line man plus care are testosteronul care se găsește în testicole. Că nu te să scoră decât cu testosteron, băiatule. Pui, ai. Nu pui, scade. Și scade și din cât ai. Să vezi ce năcaz, că ți moare tata la intrare. Te apucărace. Și spray-ul. E un spray, da, cu argint coloidal, care, un spray, pardon, refac, un spray care se dă pe penis și, bineînțeles, ai continuitate. Chiar dacă te termini, continui să penetrezi. Atât am, două piese. Așa, citim mai departe. Sunteți un om minunat. Vreau și eu ochelari ca ai tăi. Toată lumea vrea ochelari ca a mei. Știu. Ochelari de unde îi aveți? De la Optic Eye Năsăud. Contează kilogramele și fizic la femei în fața bărbaților? Pentru tine contează. Nu-i normal să conteze pentru tine. E bine să te duci la un bărbat și să nu se mai vadă de tine? E bine? Când ai un bărbat atletic, da? Potent, masculin, e bine să nu să-i faci umbră? E bine să-l tremure de frig că iei soarele? E bine să nu poți să mergi pe tocuri? E bine când lași tocurile, deja ai primul orgasm, ți l-ai dat. Nu-i bine. Deci e bine să fii ușoară. E important în fața ta. Nu cred că există bărbat în lumea să zică, fii grasă. Și zice, domne, fii grasă. Ăla când îți spune, te-o și jignit. Stai un pic, fata mea. Arată mie în Biblie, Sara, Abigail, Estera. Grasă. Nu există, băi. Asta e moda asta acum, astea care, știi, dacă nu-s grase, știi, depresive. Și de multe ori, de două ori. Și depresive și grase. Ce fac un copil care mi vorbește urât și îmi spune mie vina de eșecurile lui? Doamna Liliana, ce să faci cu un copil care îți vorbește urât? Nu știu, că eu așa ceva nu pot să aud. Iar dacă el greșește, da, el trebuie să fie conștient. Iar dacă dă vina, trebuie să medicamenteze. Nimeni nu mă poate pe mine face vinovată. De exemplu, copilul meu, al meu. Să-mi zică, mama, am investit acolo și am pierdut. Mie mi se pare că îmi povestește de un lucru care el a investit și el a pierdut. Dar eu ce să fac acum? Eu trebuie să scot din căcat foarte bine. Dacă ai pierdut și au pierdut și alții după tine și cineva trebuie să plătească, du-te dracului, fă pușcărie. Stai să vezi. Iar dacă la copilul tău te mergi la pușcărie, ce trebuie să mergi tu în locul lui? Serios? Atât de prostă ești în calitate de mamă? Pentru ce vă lăsați manipulate pentru lucruri care nu le-ați făcut? N-ați fost și nu știți. Eliberați spațiu din creier și lăsați vinovăția pentru că vinovăția apasă. Să fie conștient. Când zice prostii, zice, auzi, băi, băiatule, dă-le răcului că le-ai repetat. Îți mama ta, mai vino și cu ceva nou. Atât de peste cap. Nu poate să zică de patru ori același lucru. Și de patru ori să-l ascult și să-l aplauz. Tu îl faci bolnav. Așa, ochelarii te reprezintă. Pe normal, mi-a cumpărat 3-4 perechi de ochelari de acest gen. Scump, costă 400 de euro ochelarii ăștia. Scump. Așa, îmi placi foarte mult. Bravo, bună ziua. Trebuie să respectăm gusturile celorlalți. Sigur, sigur că trebuie să le respect. Sigur, trebuie să aprind lumânări. Sigur că da. Nu. Am ajuns la un punct în viața mea care spun nu vreau, nu vin, nu-mi place, nu pot. Bună, da, mă așteptați, nu vin.
care gusturi. Adică eu trebuie să mă duc acolo la masă și trebuie să accept gusturile. Nu vin, mă. Nu pot, nu am, nu fac. Aia e inteligență. Pentru că nu ne încurcăm. Atât. Pentru ce să stau acolo să se învârte lucrurile care nu-s după placul meu? Nu, domnule. Da, am mâncat, s-a schimbat subiectul, bună ziua, plec. Unde e la mama dracului? Nu-i normal? Nu, sigur că da, abar n-aveți ce mă întrebați. Unii, bineînțeles, unii mă refer. Bravo, femeie, așa e. Ați auzit de cremele de la Jini Jguri. Bravo, așa sunt bărbații. Eu la 55 am ales să fac pasul căsătoriei. Foarte bine că ai ales să faci pasul căsătoriei. Mă gândesc că până la 55 de ani te-ai realizat, te-ai făcut un fel de țiriac și trebuia să te căsătorești și cu mine. Pentru că eu asta caut, unul care să căsătorești la 55 de ani. Deci până la 55 de ani ești realizat. Ai vreo 4-5 mașini, ai vreo 4 chei care nici nu știu unde să dorm, pentru că peste tot te așteaptă o femeie. Servitoare. Și îți lipsește una ca mine, care să zic, da, bravo, atâta, normal, mi se pare ok. Așa că să vă căsătoriți, dar 55 de ani, realizați. Căci femeia este biserica, bărbatul, zice cuvântul, da, o ajută, o protejează și o apără. Prin, bineînțeles, iubirea și protecția pentru ea. Eu când te penetrez, nu știu, John, că chiar îmi vrei binele. Mulțumesc. Ia să vedem. Anira, nu știu cine e Anira. Are. Vrei să dăm un meci? Ia să vedem. Sunteți la iarbă verde? Hai să dăm un meci. Corect. Suntem în natură. Da. Și sunt viitor sau soție sau frați? Nu. Sunt... Nici frați, nici surori. Pur și simplu colegi. Cunoscuți. Da. Am înțeles. Nu știu. Sunteți frumoși, tineri, normal. Ce dracu. Acum... Corect. Eu dacă n-am o poveste, vreau să aveți voi, adică nu, lăsați-vă pe spate și voi filmați-vă. Doamne feriește! Da, chiar nu pot să sunteți tineri, așa-i? Eu am 21, tu cât ai? Eu stoi pentru TikTok. Cât o jos? Nu treabă fată cât trebuie, câți ani are. Hai-te-le. Hai să cântăm. Vrei să cântăm aici? Hai să cântăm aici. Acela. Bun. La 200, da, am spus că 250.000 cântăm. N-a fost atentă, deci bănuiesc că încă nu e menopauză, fata. E tânără. Ar zâmbi, ar zdil, în altul de băiat, care e cușiu prin tine, a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi, n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea să fii creatul rău și tu l-ai inversat, mai ales tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Și mai am amintit, el încearcă să aprindă în mine tot ce arzi deja și n-o să mai poată să ardă acele dar în fac dator. Să pierd-am schimbă sângele-am de mine și-a vrea să-mi bătrânim în dor. Acele tale îmi fac tator. Să pierd-am schimbă sângele-am de mine și-a vrea să-mi bătrânim în dor. Mime, e greu să-mi parți la doi. Tu ții în tine, eu înșir pe foi. Noi am bistrani, durmi cu alții, cu străinii moi. Voi, în lumină zile, fără secret, ne cunoaștem prea bine să știi. Îți fie frică, ține-te de mine, că-ți promit să nu te las, fie rău sau bine. Și mai am amintit, el încearcă să aprindă mine tot ce arzi deja și nu se mai poate să ardă. Acele tale îmi fac tator. Să pierd-am schimbă sângele-n tine și-aș vrea să-mi bătrânim în dor. Acele tale îmi fac tator. Să pierd-am schimbă sângele-n tine și-aș vrea să-mi bătrânim în dor. Măi, cânti foarte bine! Sunteți două diamante! Deci fata e o completare perfectă,
să mergeți mai departe și când faceți un clip frumos și e vorba că eu trebuie să pup pe cineva în regie, ca și regie, ca și scenariu, să știți că eu sunt femeia care vă pot îndeplini o parte actoricească. Bravo vouă! Sunteți superbi! Ați văzut? Ați văzut ce am găsit? Ce am prins aici? Mulțumim frumos! Cu drag! Sunteți genial! Bravo! Mai cântați-mi ceva, că, nu știu, ceva, mor, nu știu, un pic ceva. Bine, superb! Superb! Deci am primit zeci de aplauze pentru voi. Mișto, felicitări, super, da, 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 sunt geniali! Pe iarbă verde, ai văzut? Nici mașina nu trec, nici mașina, mașinile nu trec și aveți un lac în spate? Nu, cascada Niagara. Lacul avem în dreapta. În dreapta. Da, da, frate, cum ar... da, 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 nu știu cum, în fine, am văzut ceva acolo. Da, sunteți genial, bravo vouă! Mulțumim frumos! Femeie fatală, da, voce fatală, bravo vouă! Dar mai cântați sau ăsta e un hobby, așa? Cântăm, sigur. Eu cânt. Ei, știi că e bine când nu mai suntem doi. Hai te uită și fii tu, nu mai ține între noi. Ascunde iubirea în palme și ține-o în taină de noi. Vederea e mult prea departe, cu uși închise și vorbit numai. Altfel nu va mai fi și tu știi. Nu ne mai așteaptă soare, două privi. Ea mă pasă tare, tare, da, domnule. Și eu cad, cad, cad tare, tătură în vii. În ochii tăi am avut tot ce nu mai pot să mai întorc. Am avut dimineața și apusul rămas în trecut. Dar iubirea ta e barba ca să pot să vadă dur. În ochii mei, în ochii mei, în ochii tăi am avut tot ce nu mai pot să mai întorc. Am și apusul rămas în trecut. Dar iubirea ta e oară ca să poată să vadă dur. În ochii mei, în ochii mei, să nu mă sun după șase. Ești pe duce cum plângi. Și nu vrei să cred că nu-ți pasă. Că în noapte o muzică așteaptă-mă un vin să iubim. Acolo rămâne între surutul și prima privire pe care acum mă desleg. Dar altfel nu va mai fi și tu știi. Nu ne mai așteaptă-n soare că două privire. Ea mă pasă tare, tare, dacă o venire. Și eu cad, cad, cad tare, datură-mi vii. În ochii tăi am avut tot ce nu mai pot să mai duc. Am avut de mine și apusul rămas în trecut. Dar iubirea ta e vară ca să poată să vadă tu. În ochii mei, în ochii, în ochii, în ochii, în ochii mei, în ochii mei. Sunteți genial, măi, măi, deci fata, super, măi. Mulțumim frumos, mulțumim Ela, mulțumim la toți. Am dar, avut, dar putem, tu ai ceva scos pe piață sau o plăcere, un hobby, muzica? El e artist. Nu sunt artist, dar sunt începător. Măi, de mulțumim frumos. Avem X3, dragi telespectatori. Ia să-mi iasă care tu greștile acasă, așa? Da. Hai să vorbim. Da. Băi, da.
Genial, să știi. Deci vă completați perfect. Mulțumesc, asta tot eu. Dacă... Băiatul nu-și simte picioarele acum. Păi, extraordinar. Tânăr, îți dai seama câți ani de tinerețe are? 21 de ani, îți dai seama. Adevăr. Tânăr și înflăcărat. Da. Îmi zice Carlos Dreams, el? Nu, el nu este Carlos Dreams. Și nu va fi așa. Deja. O mare și respect. Deci nu e Carlos Dreams. Carla Dream. Dream. No. Ok, ai... ok. Dar e mai bun ca Carla Dream. Dreacu, știi cine e ălalt. Nu știu. Ani de tinerețe, auzit, da. Hai, facem 300.000 de aprecieri și continuăm după asta să cântăm bine. Ce da, spune-mi un pic, deci piesa care tu ai cântat-o este a voastră sau ați luat-o de la... Are el piesa lui, o găsiți pe YouTube, în ochii tăi, de fapt și pe celelalte platforme, în Mareș, în ochii tăi. Deci și onoarea aveți să ascultați piesa asta live. Da, deci... Doi tineri, într-adevăr, cu un foarte și înalt viitor în față. Pentru că piața e plină de lucruri de care nu avem nevoie. Și așa că voi sunteți foarte bine primiți. Îți spun eu să știi, pentru că eu nu sunt cu complimente. Și dacă faceți un... să mă chemați și pe mine, că o să-mi caut și eu un martalog. pe piesă. Numai decât, mersi, apelăm. Cine e doamna? Da, deci nu-i problemă. Și vin și ca sponsor, deci nu-i problemă. Să-ți aduci aminte de mine, că eu știu ce spun. Ca să facem un clip frumos, nu știu, ceva de întâlniri și așa. Poate că prin intermediul vostru îmi găsesc și eu jumătatea. Ah, să mi se întărească viața. Bun. Mă scuzați, dar știi cum e. Om pe om să ajută. Ok. Haideți să vă faci 300.000 de aprecieri și după asta... Aprecieri, dați-le 300.000 de aprecieri. Da, trebuie să fie promovați pentru că sunt foarte tineri. Da. Ce, am avut 300, mi-am 300? Hei! Unde plecați? Mulțumim frumos. În ochii tăi când te trog. Mulțumim frumos pentru aprecieri. Acum să copilul, clar. Dar după aia. Arina, nu știam că ești atât de talentată și mulțumesc frumos. Și m-a întrebat mai sus cine este fata. Dacă aveți în vedere de mine, ăsta este contul meu. Știu cum să folosesc de el. Am pierdut! Ah, eu vedeam asta plânge, eu credeam că am primit cadou. Ah. Mai facem, cred, un battle, așa-i? Da, mai facem meci, ultimul meci, să nu ziceți că-s fată rea și cântați-mi despre ochii mei, că doar nu s-a voștri. Cineva m-a întrebat cine sunt sus fată, ăsta e contul meu, de azi înainte aici mă găsiți, eu o să fac live-uri. Nu știu dacă la fel de constant, dar o să mă stărui destul de constant, să facem asta. O să postez clipuri. Dacă vreți, stați alături de noi. Nu, mă, nu sunt împreună, sunt colegi. Deci da. nu fiți, că nu, deci nu, le stă bine împreună. El are 21 de ani și tu? Eu aproape. Da, am înțeles, deci mai tânără. Cum e și normal și așa scrie în stele. Scuze. Tot normal. La jumătate. Natalia, asta e prietena mea care m-a învățat să fac TikTok. A zis, băi, apasă pe butonul ăla, apasă-mă odată. Și așa, prin intermediul ei, am învățat să îmi intre și mie în al meu portofel niște mălai. Și la un moment dat am luat o razna să-ți explic, Anira. Am stat 12 ore într-o zi, vecinii se trezeau și eu mă puneam la somn. Și am primit cadouri de 60 de milioane, adică 6.000 de lei. Da, deci e o nebunie, am luat o razna și mi-am pierdut vocea. Și toți banii care am luat, i-am dat pe voce. Ori trei, ori doi, ori doi, ori trei, ori trei, am... Down. Care e contul la băiatul acesta? Marieș.music. Cineva a scris, rog, în comentarii să-l fixăm și dați-i follow, vă rog. Nu știu, îl întreb. Nu, da, te iubesc, Natalia. Doamne, Dumnezeu să te binecuvânteze. Adrian, Pavel, mulțumesc, Ștefan. Mă întreabă o doamnă Corina dacă ai iubită. Băiatul care cântă cu chitara. Da, am iubit. Am înțeles, are iubită, bravo, nu fiți obraznice, ce ați crezut? Că dacă nu îi pot eu cuceri, lei tu, ha, mai bine lua de altcineva. Da, Emilia Pupici, da. Da, să ne cânte melodia cu ochii. Deci această melodie, au spus ei că se găsește pe YouTube, să-i căutați pe YouTube, că sunt tineri care promit. Și acum să ne cânte nouă cu ochii. Nu știu ce, da. Ochi am cântat. Natalia, pentru Natalia, melodia asta e pentru Natalia, zic că e pentru Natalia. Te rog. Bun. Natalia, da, Natalia, da, mică. Bun, pentru Natalia. Da. Am să mă mai mint
și-o spun și că de dorme de tine dă-o nebite rușine. Tu vrei să fii mai e, întreabă nopțile, întreabă unde e. Iar toate gândurile mele sunt naive, încă sper că din nou totul va fi a e. Amarul și dulcele, șoaptele, nopțile, visele. Tu doar în ele îmbracă-te și așteaptă-mă. Aie purtai pe buze acel miros de mai. Aie cu tine în fiecare seară e sfârșit de primăvară. Aie purtai pe buze de ce miros de mai. Din un fiecare seară e sfârșit de primăvară. Tu nu vrei să mint și-o spui și Emilia! Că dorul ție de mine dă-o nebite rușine. Tu vrei să fii mai e, te-ntreabă nopțile, te-ntreabă unde e. Sună Eve, încă speră că din nou totul va fi a e. Tu iată amarul și dulcele, șoaptele, nopțile, tu doar în ele îmbracă-te și așteaptă-mă. Aie purtai pe buze ce miros de mai. Aie să nu pierdem vinul de cine are mănușă. Puneți o mănușă, vă rog frumos, da? O mănușă să câștigăm. Da, măi, sunt geniali, sunt niște titani în muzică. Să vină și să refacă calculele. Da, mulțumim de mănușă acum, toți pe mănușă, numai nu trandafiri. Cat, ai un băiat, cap, foarte drept, te spui chiar, gata, nu. Eu o fac cu pânză la ureche și eu uite pe umăr. Păianjen. Da. Mulțumim frumos. Anira, câte numai picioare are un păianjen? Ulea, câte picioare are un păianjen? Câte picioare? Eu? Mulțumim frumos, Valer. Mai mult de 10, nu știu, 12, știu ce trebuie să fie. 8! A, bine. Ceva informativ. 8 e infinit. Și câte picioare are o caracatiță? Câte picioare? 24. 8! 8. 8 ori 4. Vă pup! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Să rămână, să rămână. Da. Am înțeles. Deci, voce bună, cultură zero. Și copilul meu știe. Să se supe copilul meu. E 5 ani, vine dacă știe. Tu-i mama, e de treabă. Voce bună, cultură zero. Dați-mi voie. Doni, mama are două întrebări. Da. Câte picioare are un păianjen? Un păianjen 8 sau 10? Cred că 10. Câte picioare are un... ai răspuns bine, 8. Câte picioare are o caracatiță? 8! Mulțumesc! La 5 ani știe. La 5 ani! Că mor! Ha! Vai! 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 Vai, vai. Bun, continuăm. Îmi zice, ce-i cu grasul răgușit? Am mi scuza. No, ce să faci? Asta e. Mai trag apă, mai iau cu... Așa, bun. Zincă, salutări. Bună, îmi zice Reno. Alin, salutări. Ce ador cel mai mult la un bărbat? Să aibă bani, să aibă educație, să fie mascul, să miroasă a bărbat, mă înțeles, să fie viril, bineînțeles, potent, financiar. E logic. Să fie curat, îngrijit, câtă-ți dinți în gură.
Bun, vreau să vorbesc în privat, îmi zice un domn Reno, tare simpatică, ți-ai tăiat în amigdale, nu știu ce zice un domn. Hello, îmi zice un domn, Sabina, cine are transpirația roz-portocalie? Bună, o zi frumoasă. Citim mai departe. Ce meserie aveți? Întreabă doamna Denisa. Sunt administratorul unui brand. Așa. Miki îmi zice bună, Anca. Da, citesc cu drag și cu înaltă implicare. De ce crezi că o femeie e singură? Pentru că vrea, e logic, că atunci când nu mai vrei și vine cel ce rezonează cu lipsurile tale, te împlinești din toate punctele de vedere. Doar ce am intrat și am avut o zi nasoală, dar dumneavoastră m-ați făcut să văd, să mă râd, să râd. Bravo! Pentru că cea care râde este cea care a câștigat toată ziua. Pentru că cel mai frumos, da, hormon al fericirii este râsul. Și este cel mai complex sport care ți-l dă mintea. Râzi, fată, râzi, Dumnezeule. Mulțumesc. Ce face Tony? Tony este foarte bine, inteligent și pe sistem. Și am eu n-are nimeni. Anca, de ce ești rea? Eu, Valerie, eu nu sunt rea pentru că cuvântul rău nu face parte din rărunchii mei. Ca să știi. Poți să zici, Anca, de ce ești rează? Dar pentru asta nu cred că trebuie să-mi cer scuze. Să fie bărbații dotat cu ceva mare? Nu. Decât financiar. Pe centimetri. Și grele, greu financiar. Că pentru că vreau să număr banii. Nu mi trebuie cam și eu, dar vreau să-i număr. Așa mă excită. Îi număr de-i rup. Așa. Nu-mi trebuie, dar vreau să-i număr. Na! Ce vrei tu? Tu îmi faci ce vrei tu, că știi? Tu îmi faci ce vrei tu, așa, și eu număr. Și aici poți să stai cât vrei. Eu număr. Mă scuzați. Hai să vă preteniți cu mine cu sportul ăsta. Nu-s pe interes, da? Na! Scuze, că na, așa e omul. Să citim mai departe. Îmi zice bună, îmi zice Petrișcă. Nu știu, Petruș sau nu știu cum îmi zice. Continuă, felicitări maxime. Bună ziua, pentru riduri crema cât costă? 187 de lei și este o cremă pentru ridurile urâte, profunde și uscate ale pielii. De ce ești trează? Stează din 1983, 9 februarie. Cred că 9 februarie, iarna. Continuăm. Un răspuns treaz este cel care te trebuie să te pună pe gânduri. Ce rușinos, îmi zice Ale, forță Vadim Tudor. Am înțeles, omul e mort, oricum a doua oră nu mai pot scrie. Ia să vedem. Îmi zice, tu te auzi? Da, Alexander, mă aud din 1987 sau cât am zis, uite ce craci pe ăsta, voi, iată. Alexander îl cheamă și are 4 pătrățele, dar n-are cap. Mă, nu mai fura poza nimănui. Îți mai dau o șansă. Ești de Belea. Ce zodie sunteți? Sunt născută 9 februarie, vărsător. Mihaela Stan. Ești scumpă rău. Bună, eu pe 15. Aveți o siluetă de invidiat. Ne puteți împărtăși secretul? Da, disciplină. Ca să știi. Și acum, apropo de secret, e apă. Numai puțin să mai dau 2-3 gâturi de apă. Așa. Nu beau, nu fumez, sunt singură, mă satisfac cu un vibrator și să-ți mai povestesc despre mine. No, fie năcaz. Îmi zice, ești bună, ce tare ești, te ador. Bună ziua, de ce nu mi-apar mesajele? Cine-i a compus baletul Spărgătorul de Nuci? Nu știu, eu nu cred numai în discotecile din 90. Bun, dar nucile știu că nu pot fi lipite de perete. Cât costă mănușa cu argint coroidal? Bună ziua! Bună ziua, doamna Anca! Bună ziua, sunteți în aceea zi cu mine. Erai legată de mâini când te-ai dat cu rimel. Sunteți minunată! Câtă apă beți pe zi? Nu știu, că mă forțez, știi? Nu e furată poza. Dacă te uiți pe contul meu, înțelegi de ce am poza aia. Nu știu, hai să mă uit că mă face curios, mâncaia și nasul ăsta. Zice că are 429 de capa urmăritori. Ah! Carsten. Da, interesant. E aproape o jumătate de milion de urmăritori.
Pentru alea patru pătățele? Să-ți dau și eu urmărire. Să ai 429,1. Eu îți dau urmărire. Pentru că eu iubesc, știi? Că de-abia aștept să te întâlnesc, știi? Și pătrățelele alea, știi? Să-mi dau fruntea. Știi ce zic? Te pup. Arăs cel mai bine astăzi. Mă puțin. Eu mă scuzați, dar eu sunt sensibilă la pătrățele. Mă scuzați. Mă scuzați, dar mi-e cald. Nu, așa e viața, vezi? Deci când te potrivești, te potrivești. Bun. Nu, deja unul vrea să intre cu mine, un Alfred, dar deja sunt ocupată cu Mahmed. Alexander, am înțeles, deci ești persoană publică la dracu, că n-ai putea să păcălești pe toată lumea, nu ai putea păcăli o jumătate de milion de oameni și de urmăritori, deci arăți bine, la dracu, bravo, să mă inviți la un cinema, la un vin, pardon, să mă inviți. Eu sunt bine să mă prezint, 90-60-90, nu lipsește nimic, să știi, mănânc tot, deci nu-i problemă, pește, omega 3, 6, 9, așa e treaba. Bun, arăt mai bine ca tine, să nu fii invidios de data asta. Că am avut un cont cât ai avut tu și mi l-am blocat. Așa că cresc și eu. Așa, ce culturalizată sunteți. Da. Acum sunteți bună că țineți minte, minte. Câți ani aveți? Am 41 de ani, încă n-am intrat în menopauză. Așa, în ce an sunteți? În 1983. Isteață. E superbă. Așa, asumată. Of, super Ancuța. Îmi place umorul tău, e terapie curată. Da, Alexander. Serios. Scuze, mi-am cumpărat vreo câteva perechi de păpuci, că m-a apucat la cu. Am zis că știi mult, cumpăr mult. Și sunt noi nouți, să știi. Are tocul finuț. Nu știu, mă înțelegi ce spun. Le-aș face rodajul cu tine. Îți place să privești? Femei elegante, de înalt stil. Cu o geantă. La fel, noi. Chiar mi-i plină geanta de cadouri, adică mașina de cadouri. În fine, să mă inviți, Alexander, dacă e adevărat. Apropo, cine e Alexander? Ia uitați-vă voi pentru mine! Hai că a început, cum să spun, jos detectiv Columbo. Vă pun pe voi. Îi un tip Alexander. Îmi place umorul tău, e terapie curată. Alexander, care are o jumătate de milion de vizualizări, de urmăritori. Cine îi? Ziceți-mi voi. Acum să vedem eu cine ești tu. Nuti Iordan, pupici, mulțumesc de inimioară, doamnă. Cristina, ești belea mare, e superbă. 41 sau 49, Paul? Auzi ce spun, 41. Pentru că până la 49 continui să fiu strâmtă. Da, și la penetrare plângem amândoi. Bună ziua, doamnă Anca, sunteți vegană? Nu. Nu, dacă faci figuri te mănânc. Nu. Bună, Viorica. Mă uit la tine și mă văd în oglindă. Da, doamnă, să vă dau urmărire, doamnă, înseamnă că eu fac o femeie frumoasă. Așa, te urmăresc cu mare plăcere. Am nevoie de testosteron, România. Da, Dumitru, îți trebuie un testosteron care să ți-l bagi, pardon, îl introduci în testicol, ca să ai continuitate și memorie. Bineînțeles, când te întâlnești cu o divă ca mine. Follow me, adică vorbești de Alexander Florescu? Nu știu, doamnă, că era unul care zicea că are o jumătate de milion. Anca Popescu, ești super tare. Strâmtă? Nu cred. Strâmtă? Că am născut prin cezariană. Acum nu crezi. No. Îmi place că te-ai prins toți în bună dispoziție, astfel dădeai cu mulți de pământ. Da, Valentin, ăsta m-a prins. Da, când e singur, să știi că umorul e mai ușor așa. Îmi zice Carsten Alexander. A, da, ăsta-i. Cine pula mea? Carsten, stai că te caut de pe ăsta la alt. De pe ăsta la alt te caut, Dumnezeule. Trebuie să vedem. Și Alexander. Alexander Carsten. La alea cu Carsten. Așa, caută. Îl văd aici. De să vedem dacă e treabă bună și așa, mă urc în mașină și mă duc la el și zvac. Ăsta cu tatuaje? Dar ce dracu, numai cu spatele? Mă, ce fioros îi. Are acne pe spate, dar îmi pună că îl ajut cumva, îi dau un săpun cu argint coloidal. Să-mi scrie adresa că vreau să te vindec, să arăți finuț, să ai blană ca mine fină. Ia să vedem. Dar de ce numai cu spatele-i?
Nu-ți mai face tatuaje că mă pierzi pe mine. Da, atletic. Chiar că arată bine. Da. Da, sunt live. Zi. Da. Nu contează, zici ce vrei să zici. Am înțeles. Pa, da, unde? Sus sau jos? A, bine, vin. No, bine, vin. Pa, pa. Da, pe-am văzut că e altul. Bine, vin, pa. Pa. Numai puțin că m-a sunat o prietenă de-a mea. Auzi, e bogată, foarte bogată prietenă. Nu fii atent la Alexander, al dracu. Degeaba, se îmbracă bine deocamdată. Așa. Numai puțin să mă mai uit aici. Dar al dracu, că nu-i văd, arată bine. Da. 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 Păi eu la ăsta i-aș da brandul meu, niște brățări gratis, că arată bine, nu? No, ce să faci? Uite ce bine stă cămașa înalt. Deci până aici, nu știu dacă are iubită, dar mă doare în pulă. Scuzați că am uitat că sunt direct. Scuzați! Am uitat că sunt direct. Scuzați, la dracu. Nu arată bine? Oh, la dracu. Vai, fii atent ce craci pe ăsta. Uitați-l, băi. Ăsta-i dezbrăcat, mușchi, ăsta. Nu asta, futu-i, că nu știu ce are. Uite, ăsta-i. E numai cu spatele. Nu știu cum să vi-l dau. Ia, ăsta-i. Ăsta cu mâna. Dar nu înțeleg. De ce? Auzi, Alexander. Ah, numai puțin că nu mai vreau să aud. Vreau să privesc, scuze. Să-mi scald și un pic ochii. Ce să fac? Sfată de la țară. 3,31 de milioane? Alexandra, trebuie să-mi promiți un lucru. Mai puțin să mă aranjez, ca să nu zic că e mândra minune. Deci, trebuie să faci în așa fel încât să vii să mă iei de mână. Și, jur, mă îmbrac frumos, mai luxos ca tine, jur, promit. Și facem niște clipuri, noi doi, de mână. Te rog, nu m-am mai luat nimeni de mână de 3 ani. De 3 ani. Și sunt superbe, miros a parfum. Uite, care vrei tu? Uite, mă dau cu Jimmy Coco. Nu-ți place? O, mai așteaptă. Mă dau cu Alien, sunt originale. Ok, fii atent cu ce mă mai dau. Uite așa. Cu asta mă dau. Nu vrei cu asta? Cu asta mă dau. Îs avută femeie și așa, dar nu mă vrea nimeni. Stai că mă mai am încă unul. Dacă nu-l găsesc, că las. Așa, cu ăsta mă dau. Păi dau și în gură. Bun. Da, deci, mă scuzați. Să mă mai uit un pic la ăsta. Ați văzut cine a intrat la mine? Ce videoase sunteți! Yeah. Ați văzut ce videoase sunt? Mai puțin. Pentru că mă uit un pic la băiatul ăsta. Da, să mă uit în continuare. Futu-i, atâta mă uit până-i caut fața. Să vedem. Stai că e în baie aici. Așa gătește. Da, de aici n-avea 4 pătrățele. Nu el. Nu știu. Da, nu. Înseamnă că ăsta e o pișniță de bărbat. Nu, mie nu-mi place când avea grăsime. Vreau să-l văd cu 4 pătrățele aici, da? Înseamnă că arată bine. Toate femeile se uită după el. Fiți atenți, fiți atenți. Fiți atenți. Ăsta îi. Fii atenți cu să uită femeile după el. Pula mea! Da, am apă în palmă. Am înțeles. Deci băiatul trebuie să vină la mine urgent. Băiatule! Da, stai să scriu acum, Doamne. Am ieșit, intrăm înapoi. Stai să scriem pe loc. Tot se întâmplă acum, la dracu. Mesaj. Salut! Numărul de mobil, 0 personal, îți dau. Dă-l în pula mea. 759 834526. Iară sunt direct, scuzați. E totul fake? Ok, șterg mesajul. Am înțeles. Hai că nu-i târziu, l-am șters. Am șters. Nu am scris numai salut, dar șterg și ăsta, că scurvă. Deci e fake.
Doamne ferește, că deja am renunțat la vibrator. A, pe n-aș știu că e fake. Păi nu mă râdeți de mine. A, Cătălin Mihai? A, uite, hai Cătălin, cu tine atunci. Cătălin Mihai, a, nu, că ești chel, nu-mi place. Pula, nu, hai înapoi la ăsta. La. Mă puțin să mă uit la ăsta. Mă scuza, ceva îi ăsta, ceva îi la dracu. Nu, nu, numai, până acum numai babele s-au uitat. Stai să mă uit și eu. Nu, nu, ceva îmi pare suspect. Da, e român? Mă scuza, eu mă întreg, când văd pătrățele, să știi că eu mă întregostesc. Mă scuza. Îmi zice, nici pe mine nu mă vrei, suntem aproape, a? Păi cel ce vine, cel ce pleacă nu lipsește, iar cel ce rămâne nu deranjează, băiatule. Deci clar. Da, deci, vai de mine, să mă uit odată la el. Mai scriu o dată, salut, dar am șters. Dacă am șters, înseamnă că nu eu... Bun, mă scuzați. Așa e când ești la menopauză. Te îndrăgostește, acțibilde. Fostul meu arată așa, nu e bun. M-a înșelat mereu. Știu, doamnă, știu, dar eu vreau să fiu înșelată. Mie mi-e dor să fiu înșelată. Nu futută, înșelată. Adică eu fac iluzii și el, da, penetrează în alta. Ce, chiar dacă șterg, ce? Și acum, de ce nu-mi scrie? Ai, curvă! Alexander, mai ești? Ăștia sunt vânători pentru finanțare. Sigur că da, finanțare, da, am înțeles. Pentru... Alexander, mă îi? Nu mai știu, nu mă îi. Ți-am scris, măi, Alexander, aici. Am zis eu că nu e bun, că e fake. Ai văzut? A. A. A, mă scuzați. Bun, deci îmi citește că a scris. Eu n-am văzut. Mie aici nu mi-a scris. În privat. Aici e viitorul. Aici e adevărul. Da. Și de unde este? Nu, mie nu mi-a scris aici în privat. Și de unde este? Numai puțin să mai caut un pic, mă scuzați. La 40 de ani te uiți, îți rup ochii. Instagram. Ah, să mă duc pe Instagram. Mă scuzați, sunt pe Instagram. Oh, stai. Să mă duc pe Instagram, mă cheamă pe Instagram. Ah, uite că râde. Ah, gata, gata. Da, da, mi-a trimis ceva. Bun, bun, bun. Mă scuzați, asta e. Bine faci, bine. Ah, salut, faci așa. Bun. Fă-mi o declarație aici, că nu le spun la ăștia. Scrie. Păi rău. Ați văzut cum să fac lucrurile? Obraznice ce sunteți. Și voi nu vă găsesc niciodată nimic. A, mi-a scris și aici? Da. Uite, Alexander. Alexander, trebuie și eu am urmăritor, dar tu ai mai mulți ca mine, dar recunosc că de data asta eu profit. Dar deodată numai. Așa, deci zi, ora, zi, minutul când vii. Ca să știu să-ți gătesc, să pun oamenii la muncă. Da. Da. Mie îmi place și pe bucătărie. Știu că am văzut că gătești. Pe bucătărie. Am înțeles. Întaltă. Ce înălțime ai? Că scuză-mă de-a sensibilă cu înălțimea. Scrie aici ce înălțime ai. Eu am 1,70 m, să-i scriu eu. Vai, mă scuzați. 1,70 m. 1,70 m am. Și tu ce înălțime ai? Am tri gentuțe, nu te preocupa, că n-are pula cu prefectura, treabă. Iar am fost în direct. Da, ce înălțime ai? Cum 1,50 m? Vă deranjează dacă am iubită? Nu, ai iubită? A, nu-i problemă, că și eu am 4 vibratoare, sper că nu te deranjează. De-aia am. Am iubită. Doamne ferește. Gata.
Scuzați că acum mi-a scris avocatul meu pentru că am dat postul de televiziune România TV în judecată. Acum mi-a trimis baroul București în cererea care îi înregistrată. Da? Și acum am trimite... Alexander, intră, mor, ești, da, deci, mă scuzați că, au, imediat citesc. Îl am pe Rareș Niculescu, avocat, care a dat postul de televiziune România TV în judecată. Acum se întâmplă în realitate. De citit cu atenție, îmi zice. Da, Rareș, mulțumesc, am văzut, îți răspund când citesc. Așa, mă scuzați. De ce ai dat în judecată? Am dat în judecată pentru că a zis că eu sunt excroaca politicii și nu mi-a plăcut. Pentru că am un copil de crescut. Alexander, te deranjează că am un copil? Mersi. Da, și nu, eu nu sunt excroacă și nu sunt în politică. Ei trebuie să demonstreze. Dacă nu, să plătească. Nu iert pe nimeni, nu tolerez așa ceva. A, nu te deranjează. A, perfect, Alexander, perfect, perfect, mă puțin să mă întorc la Alexander. Ce înălțime ai, te-am întrebat. Deci, scrie ce înălțime ai. Alexander, oh. Nu, adevărul e că nu l-am văzut aici cu fete pe Alexander. Dar, normal că una ca mine îi lipsește. Nu poți să fii atât de egoist să fii doar tu. Am picioare drepte, craci, n-am cerulită, strâmtă. Înțelegi? Geantă de Hermes. Ce-ți mai spun? Deci să vedem. Am văzut că mănâncă curat, liniștit. N-am înțeles. Gătește. N-am înțeles. Uitați-l. Alexander. Invidioase. Ce sunteți? Ați văzut? A? Bărbatul anului. La mine. Numai că în anul începe... Ia uite aici, am văzut că e detalist, înseamnă că dă limbi bune pe clitoris ăsta. Bravo, bravo, beatule. Bravo, bravo. Eu tot mă uit, ăsta tot gătește. Ia. Na, și în caz pe capul meu. Am văzut că mângâie bine bananele ca să se împrietenească și cu vibratoarele mele. Da, face reclamă? Nu face reclamă. Trebuie să se împrietenească și cu vibratorul meu. A furat videoclipurile, da. Să știi că nu-i, ceva nu-i bine. Da. Da, până acum, fiți atenți, nu mă gătește. De futut nu fute nimeni. Da, eu mă uit, deci clar. Acum eu nu-l pun la gătit, că eu am servitor. Dar voi știți asta, dar eu să știi că parcă... Uitați ce face Alexander. A, cu sucitorul mi-a plăcut. A, unde-i pula? A, a! Mă văd cu bucile. Ah, ai m-a nimerit. Cu sucitorul. Ia, ia, ia. Ăsta e Alexander. Căutați-l. Ah. Respect. Mișcări, nu sărăcii. Da, am înțeles. Deci, am ajuns la concluzia că Alexander nu există. Mulțumim frumos, se mai întâmplă. Bun, pentru că Alexander, eu să știți că îmi revin repede. Prin lumea de curve masculine. Deci eu mi-am revenit din start. Am văzut că nu se poate, nici nu insist. Da, deci Alexander din pulă. Eu mi-am revenit, mă scuzați, dar eu îmi revin repede. Așa, numai puțin. Alexander din pulă. Nu-i. Mă scuzați, dar eu
Tony! Tony, te rog frumos să te îmbraci căci mergem. Să vii îmbrăcat pe față, rectific. Să te speri pe față, pe mânuțe, pentru că mergem. Unde mergem? La 5 fetițe. Că mama n-a găsit niciun băiat și pe tine te duc la 5 fetițe. Dacă n-am eu să ai băiat. Te iubesc. Să fii elegant. Parfumat. Cu dinții curați de crocodil. Mulțumesc. Pa, 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 pupăcioasă. Deci, treaba e în felul următor. Așa, eu mi-am revenit, nu-i problemă, nu-mi dau două palmi, că îmi revin ușor. Da, deci băiatul nu există, dar să știți că mai sunt astfel de exemplare masculine. Și punct. Râdem, glumim, dar așa e. Da, mi-am scăldat un pic ochii și m-am trezit. Bun, așa, bun, Gabriela mă salută. Așa, Nicolae Sândel, Mănușă, nu știu ce zice Dorin, Valentino, Asta are prea multă față deja. Se dă urmărire, să ne comportăm frumos. M-ați sedus și m-ați abandonat, doamnă. Eu mi-am revenit, să știi. Arăți foarte bine, dar eu nu merit așa ceva. Eu trăiesc o dată pe an cu un orgasm. Mă scuzați, o dată pe an pe un orgasm. Atâta. Dacă îmi dai două, trei, mă zăpăcești. Ca să știi, scuze, dar cu femei de la țară, eu sunt femeie de la țară, unde uliu întoarce o dată pe an, sus, pe șir. Și să vii tu și să mă arunci pe pat și să mă posezi. nu cred că aș fi în stare, nu știu. Da, să mă lepăr de țară. Poți să scoți țara din om, poți să scoți omul din sat, dar nu satul din om. Scuză-mă! Cât costă o mânușă? 125 de lei. Mânușa de acolo 125, da. De ce nu meriți? Păi nu merit, că nu mi s-a dat. Deci mie când îmi dau un orgasm, eu să știi că eu mă dau peste cap. Dar eu nu mai știu să fiu femeie. Eu sunt foarte abandonată, părăsită, să știi. Așa ni se întâmplă. Și cum nu știu să mai mă dăruiesc, știu să fac afaceri. Așa că aici te dau pe cap. V-am scris în privat. Am părpați care scriu în privat, bravo. Intră live cu el, Ancuța. Nu, că mă... Te mulțumești cu puțin? Eu? O dată pe an. Mulțumesc. Pentru că de 3 ani e secetă. Și începem cu o dată pe an. Jack îmi zice, de ce nu intră în apel? Te întreb de mii de ori de ce cremă folosești. Aceasta folosesc. E o cremă pentru riduri. Rile urâte, profunde și de exprese. Are inulin, are centel asiatic, are elixirul tinereții indian, are cupru, calciu, siliciu, zinc, biominerale. Știu că știu ce zic. Îmi zice, ești genială, ești mincinoasă, restul fără cuvinte, deșteaptă, citită, dar banii ți te-au întunecat sufletul. Știu. Pentru asta îmi cer scuze. Anca, ești genială, bravo. Citești doar ce-ți convine. Folosești alifie jos. Cine eu? Salivă. Scuze că am avansat. De om, uman. Salivă, să știi. Hapciu. Așa. Detoxul de la dumneavoastră foarte ok. Minus 4 kg. Bravo. Detoxul e bun, într-adevăr. Liviu Cătălin. Ești minunată. Cât costă crema de față? 187 de lei este prețul Uniunii Europene. Îmi ești tare, dragă. O zi frumoasă să ai. Un Robert îmi zice ratat-o, penală. Auzi, băiatule, e adevărat. Dar du-te dracului și ieți medicamentația. Du-te dracului. Mulțumim. Așa. Ratată. Eu am înțeles. Are dreptate. Acum ce să fac cu asta? Nu. Că atâta scrie încât pute face carieră. Ești adorabilă femeie. Ai ținut dietă sau mănânci normal? Mortal mănânc. Și pe spate. Scuze.
Crema pentru riduri vreau să comand. Ești o frumusețe. Cât costă detoxul? 175 de lei este sigur detoxul. Pentru tot ceea ce înseamnă toxine. Îmi zice o doamnă, mulțumesc și voi reveni cu o nouă comandă. Ioana Popa. Cât costă crema? 187 de lei. Super frumoasă. Mulțumesc. Alexander m-a părăsit. Oh! Marcela, te pup! Să vedem dacă mi-a scris Alexander aici. Trebuie să ne mai uităm la ăștia. Să vedem. A, n-a mai scris nimic. I-am spus ce înălțime are și cred că n-are. Ce ruș folosiți? Îmi place mult culoarea buzelor. Așa mă recunoașteți. Unde pot comanda detoxul? La mine, doamnă, pe numărul meu de pe TikTok. Acolo scrie cine? Acolo scrie cine sunt, câți urmăritori am, numărul de mobil. Vrei să vorbim pe WhatsApp? Îmi zice unul. Ești genială, dar tot singurică ești. Ah, Daniel, îmi place cu mine. Bună, doamnă, scumpărui de cannabis ați primit? Da, doamna Lăcrămioara, da. Ți-a scris aici că are 1,90 m. Vrea să se comporte rău. A, 1,90 m. Deci vrea să se comporte rău la 1,90 m. A, ce fain e cu mine în relație. Da, Silvia, să știi. Eu, să știi, o scrisoare care are 1,90 m și 30 de ani. 30 de ani are? Ce? 30 de ani? A, cât colagen pe mine. Îți dai seama, te trezești cu unul de 30 de ani pe tine, eu am 41, îți dai seama, de la 11 ani diferența, cât colagen iau eu la ăla. Da, să-mi scrie, îți de acord. Cât colagen, oh. Da, îți de acord. Să-mi scrie. Da, dar nu scrie. Da, și te-a întrebat dacă te deranjează. 1,90 m să mă deranjeze? Nu. Nu. Vă respect și vă prețuiesc pentru caracterul frumos. Elena, te pup, ceată. Asta e Elena, ceată. Clientă de-a mea. Iolanda. Tămaș Maria. Bună, Cosmin. Oh, îmi vine, scrie și Cosmin. Bibița. Marian. John. Măi, ce Alexandru ăla nu-mi dă un cadou. Am uitat să-i cer cadouri. Nu cadouri? E zgârcit? Bibița. Ah, primesc cadouri. Ah, Daniel! Ah, vezi? 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 Cere să-i va da. Dar trebuie să primești și eu cadouri, că-s de mândra minunie. Să uită vecinii că nu primesc cadouri. Marcela, să rumâna. Nanone, să rumâna. O zi faină să ai, să rumâna. Nanone, un trandafir, să rumâna, vedeți? Bună ziua, doamnă, doresc o cremă de pete. V-am scris în privat, vă răspund, doamna Elena Maria. De unde ești, din Năsăud? Da, răspund tot. Ce înălțime ai? 1,70 m? Dar tot vă spun, 38 la picior, 90-60-90, tot vă spun. Muie vrei? Vreau. Nici o femeie nu zice că nu vrea. Noi vrem. Înțelegi? Nu există femeie să zică că eu nu vreau. Toate vrem, doar cum. Suntem în familie. Nu. Mai bine încerc mie. Mai bine să rămânem în familie. Cum? Muie vrei? Vreau. Nu sunt genunchi. Ce vrei să mă... Pe tocuri. Bună dimineața, Ancușa, e superbă, te ador, o maxim. Bună ziua, stimată doamnă. Vă admir. Da. Așa. Ăsta nu mai scrie nimic. Câți ani ai? 41 de ani, încă nu sunt la menopauză. Încă. Camelia, să rumâna. Să rumâna. Vă pup și vă doresc o zi bună. A, nanonon. Cine-i mă nanon ăsta? Se dau urmărire. Ai o femeie, mă. Au 20 de trandafiri, are 20 de diamante. A, username 05900. Bravo vouă. Bun, ies de aici pentru că ăsta e 44 de ani și eu te ador, îmi zice Emilian Cuța. Da, căsătorit, că eu nu sunt căsătorită, sunt doar strântă. Mihai, pupici, e singură? Da. Marian, oh, ești o doamnă de milioane, bravo. Ah, ce mă excită. Ești o doamnă, bravo, bună, eu am 39 de ani, mulțumesc. Iubite mamă, steaua ta din zor de zi. Sunteți o frumoasă femeie, Camelia. Ah, vezi ce femeile dau cadouri, ați văzut? Obraznici. Mulțumesc, doamnă. Mada Amure. Oh, e doar strâmtă, da?
contează. Fii Gucci, îmbracă-te Gucci, gândește Gucci. Ești disponibilă pentru un cimpoi? Nu știu ce îi, dar ai dreptate. Ești disponibilă, așa, eu am 50 și sunt ok, da, doamna Nuții, normal. Ioana Popa, suntem femei de glorie, femei de bine, femei elegante, femei care strălucim. Ducem greu și mai putem un pic. Angel Cristina, superbă ești, doamnă, cum să trec printr-o problemă? Peste o problemă. Trebuie să treci prin probleme, nu peste probleme, doamnă. Oricare ar fi ea. Ești domnului frumoasă, vă ador. O seară frumoasă. Cred că adevărata viață începe după 35 de ani. Da, la 35 de ani l-am născut pe băiatul meu, prin cezariană. Chiar foarte frumoasă, știe ce vrea. Da, vrea unul, da, cu conturi în bancă. Și în Panama, și în Monaco, și în Germania. Știu ce vreau. Da, o caracatiță de bănci. Și să uite, să-i fac o cafea tare să le se inima. Să moară în pulă. Da, văduvă. Cu ruj roșu. Surpriză. Da, văduvă. Cu ruj roșu. Mă scuzați, sunt curvă și l-am dus pe acest contur mai sus. Mă scuzați. Așa. Îi mac. Mac, mac, mac. Mac, mac, mac. Ah. Detaliu. Continuăm. Unu Florin de astea încei de viața lui. Bună, Viorica! Salut, mai Florin, cum o duci cu viața? Uite, vreau să mă joc și eu cu dumneavoastră, dacă vreți, vă rog, din sufletul meu, dacă vreți, doamna Viorica. Ok, să ne faci o declarație. Ce părere ai despre femei, băiatule? Sunt foarte bune femeile, doamna Viorica. Da, și câți ani ai? Eu am 36 de ani, doamna Viorica. Am înțeles, ești tânăr, fecior. Da, mulțumesc frumos din sufletul meu, doamna Viorica. Te droghezi ceva, nimic, ceva, să te simți bine? Droghez. Nu mă droghez, doamna Viorica, nu mă droghez. O linie. Nu? Cum? O linie, cum să zice, o bucată de... Nu, doamna Viorica, nu, eu sunt cu minte, stau cu mama mea, doamna Viorica. Am înțeles. Deci ești bolnav, adică, de, da. Vă mulțumesc frumos pentru... Mă întreabă astea de aici. Obraz, de ce sunteți? Nu mă mai întrebați prostii. Da, băiatul e singur și așa. De ce ești căsătorit, băiatule, că mă întreabă Mirela? Nu sunt căsătorit, nu. Ai văzut, Mirela? Du-te! Vă mulțumesc frumos pentru apreciere. Vă mulțumesc frumos din sufletul meu, din toată inima mea. Vă mulțumesc mult din ușor, sufletul. Ușor, cu mulțumitul. Mulțumesc este suficient, pentru că când mulțumim mult, merităm puțin. Ăla. Elena, mulțumesc. A apărut Alexander. Unde a apărut Alexander? E unul care mă amenință. Da, nu mi-a scris nimic Alexander, să știți. Îmi pare rău de el. Nu, pentru ce să-ți pară rău de el? Pentru că Dumnezeu le dă după cum el gândește, nu după cum crezi tu. Da, mulțumesc frumos, Elena. Mulțumesc în sufletul. Liliana, Mihail. Da, Marina. Aici mi-a scris. Când mi-a scris? Acum undeva are pe la... Am pierdut? Am uscat. Cum unde mi-a scris? Ești foarte inteligentă și versată, te pup. Bună. Preț ruș. Doamnă, ce? Doamnă, 100 de lei costă. Da... Vă rog, dați-mi și mie un follow. Florentina, vai scumpa mea, cum să nu stau, că vin acasă, te iau, te pup, te trag după mine, în valiză, oriunde mă duc. Oana, te pup. I-am spus la ăla mic să vină și n-a venit, ăla mic, să fie atât de murdărel, să se spere atâta timp. Au, nu se poate. Mă duc că sunt așteptată la o bucată de tort.
A, scuze, mama încearcă să te sune. Bună ziua! Toni, dacă răspunzi la două, trei întrebări corecte, da. Corecte, mama are patru surprize pentru tine. Patru! Patru surprize pentru tine. Unde sunt? Păi, da, dacă răspunzi corect, știi că mama nu minte. Sit! Mama nu minte. Unde-i? Așa, îți ne ajunge. Spune-le, a, uitați, ăsta e cel mai, cel mai înaltă binecuvântare. Spune-le lor, câți ani ai tu? 5. Așa, ani și câte luni? Câte luni? 7 luni. Așa, câte picioare are o caracatiță? 8. Și câte picioare are un paianjen? 10. Ai! Oh! Câte picioare are un paianjen? 8. De ce are 8 picioare? Pentru că e sălbatic. Da, bravo, bravo, bravo. Așa, au, continuăm. Mama. Nu au mama. Au mama, m-ai lovit. Te-am lovit? Dacă bravo. Așa, dacă vorbești prostii și nu trebuie să asculti ce zice mama. Așa, câte planete sunt pe cer? 100. Ok, dacă sunt 100, ai dreptate. Zi 4 dintre cele 100. Jupiter, Saturn, Pluto și mai e una, cum îi zice. Câte planete sunt în total? 1000. Ai! 8! Câți dinți... Toni, ascultă-mă. Mama te întreabă și tu răspunzi, da? Câți dinți sunt în gura unui om? Câți dinți sunt? 1000. Toni, adevărul. 8. Adevărul. 8. Adevărul. 8. Adevărul. 8. Adevărul. 2. Cât? 2. Doi îl punem în spate și în față ce literă punem? Ce număr punem? 1000. Zi. Cum? Dacă pentru asta, că n-ai răspuns corect, nu vei primi nimic. Ce 3. Pune? 3, adică. Și în total cât îs? 23. Te iubesc, așa ai putut cranga lui. Ia lui mama. Ia lui mama. Stai să spună mama ceva, încă ceva și pe urmă dăm cadourile. Așa, spune ce animale ai aici pentru că ai o grădină zoologică. Spune-le pe rând, adevărul. Șoricelul din Ohio. Deci nu-i român, am înțeles. Șoricelul din Ohio. Aha. Batman din Ohio. Baba din Ohio. Gorila din Ohio. Cine era? Maimuțoiul din Ohio. Cât ai, mă? Și caca din Ohio. Și ăla mare cu nasul lung? Care? Păi ăsta, ce-i cu ăsta? Ăsta. Baba cu tonchi. Ăsta cine-i? Adevărul. Maimuțoiul din Ohio. Nu. Cine e asta? Că numele ei? Maimuțoiul din Ohio. Maimuță, am înțeles. Maimuțoiul din Ohio. Așa. Băiat, babuș. Deci, pentru că n-ai răspuns corect la întrebări, mama nu insistă. Și pentru că ești mai fericit decât prevede legea... A, îți place rujul lui mama de la buze? Îmi place cu extraterestre. Cu extraterestre? Nu. A, s-a dus rujul. A, îl pupăm atunci. Mă spui la Iulia dacă te pup? Da. Nu vrea. Atunci, pe cine vrei să pupe mama? Pe Iulia. Pe Iulia pup tu? Dar spune-le, de ce n-ai mai venit la mine în brață? Pentru că am Iulia. Ai iubită? Am iubită fără frică. Iubită fără frică. Și hai să ieși. Da, e foarte mare. Ei îți spun că tu ai crescut foarte mare. Spune-le că ești, mă puțin, ștete aici, mă. Ești mare și frumos.
nu vine la mine în brațe pentru care e iubită. Nu mă mai pupă pentru care e iubită, ca să știți la ce nivel îi. Și iubita îl pupă pe buze aici, aici, pe buze. Și zice că îi se pa... mama mă pupă pe buze și mi se pare extraordinar. Deci e prost în fața iubirii. Asta. Șoarecel ăsta. Te iubește mama. Eu nu. Nu iubești mama? O iubesc pa... pe Iulia. O iubești pe Iulia? V-am spus că mi s-o termina macaronul. Da. El e foarte frumos și alu mama. Uac, uac, dele, dele, da. E frumusețe alu mama. Mama, da, iubire. Hai să le trăm de... Hai să le... Da, 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 vorbești prostii. Uite. Nu știu, nu știu mama să uite. Spune-le despre Minecraft. 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 Minecraft? Minecraft? Da. Și ce se întâmplă cu Minecraft-ul? Minecraft, ai stilul din Minecraft. Wow, wow. Și ce faci cu ăștia, mă? Wow. Deci, pentru că are o cheie, uite câte și-o pus ca să nu o piardă. Așa se pune, ca să știți. De ce ai pus ăștia toți? Să nu piardă cheia. Ați înțeles? Baba Tonki, Baba Tonki, nu mai poate de minun. Sare în cur și nu mai poate de minun și sare în puț. Sare, te iubesc, Toni. Ia, o fată te iubește. Spune-i mulțumesc și plecăm. Mulțumesc, extraterestre. Da, nu, hai să mergem afară. Du-te mașină, go! Deci eu mă duc pentru că așa e treaba. Deci, să știi ce s-a întâmplat acum? Un băiat, Alexander, i-a scris la mama. Și i-a spus la mama că îi place de mama și i-a zis că vrea să vină aici ca să mă cunoască. Și i-a zis că îmi aduce flori și să se comportă frumos cu mine. Vrei? Nu vrei că tu ai iubit? Iubită și eu nu pot să am iubită. Iubit. Tu ai iubită și eu nu pot să am iubit. Să fie nebun. Să fie nebun? A, deci nu zice că trebuie să fie nebun să fie aici. Deci nu te lasă. Ca să știi. Pa. Bun, mă plec. Vă pup, vă ador. Să-ți trăiască, da. Suntem fericiți, bucuroși. Cu privire... Ce privire a făcut? Da, nu poate să vină nimeni să mă pupe. Toni, da dacă vine și mă pupă pe buze. Îi dau o palmă să zboare până în cer. O să îi dă o palmă. Deci, Alexander, la revedere, la 1,90 m, nu se poate. Pa!